spune-mi cum este să fii iubită de fotbalist. De fotbalist? Cum să fie? Este cam același lucru cu a fi iubită de un actor? Iată, când un fotbalist, când un magician, când și se schimbă în funcție de rol, în funcție de spectacol. Și cântăreț, nu da. E cel mai strălucit, trebuie să recunosc. Da, dar marțea în primul meu curs de canto. E greu să fii într-o relație cu un actor? Adică poți să-l cunoști când te minte, când nu, când plânge, când râde, când face mișto de tine? Sunt o fire foarte intuitivă și îmi place să cred despre mine că da, că știu când o ia pe câmpii. Are dreptate, are dreptate, recunosc. Ce toată actoria mea nu merge cu ea. Nici eu nu stau foarte prost la capitol actorie, dacă cineva... Femeile oricum sunt născute cu acest... Dacă cineva vede acest interviu... E o actriță foarte bună, oricând, fără nicio problemă, deci... Nu, glumesc. Da, nu știu, sunt intuitivă, deci dacă mă minți, te prind, e clar. Da. Se prinde, se prinde. Și nu doar cu mine, în general se prinde. Aveți încredere unul în celălalt? Adică v-ați uitat vreodată unul în telefonul celuilalt? Nu, nu, nu. Eu nu știu, te-ai uitat? Eu nu știu să... Da, parola? Parcă ai și parola mea de Facebook, parcă ai. O ai, nu? Am făcut cumva să mi-o șterg din memorie. Da. Încredere. Da, cred că avem încredere unul în altul. Niciodată nu am fost puși într-o situație din asta în care să trebuiască să ne isterizăm sau ceva. Înțelegem că fiecare dintre noi avem meserii care presupun întâlniri cu oameni diverși în fiecare zi. Cred că e foarte complicat fără încredere în general, oricum. Mai ales în meseriile noastre. Da, adică da. Eu înțeleg când el trebuie să se sărute cu o femeie într-o reclamă respectiv, într-un film, serial sau piesă de teatru, iar el înțelege diferența dintre realitate și ficțiune și toate joculețele de la Neața și toate dansurile cu partenerii mei de dans.